De ce este bine să reciclăm? Gunoiul și ce alegem să facem cu el afectează mediul înconjurător, adică mediul în care trăiești tu. Mediul înconjurător este tot ce este în jurul nostru. Aer, apă, pământ, plante, cât și lucruri construite de om. Pentru a fi sănătoși și fericiți, avem nevoie de un mediu curat. Din acest motiv, este important, atât pentru tine, cât și pentru cei din jur, să organizați eficient gunoiul. Deșeurile pe care le producem trebuie să fie controlate cu grijă pentru a ne asigura că nu dăunează mediului și nu ne afectează sănătatea. De exemplu, dacă azi arunci o sticlă de plastic la gunoi, acea sticlă va sta într-un depozit de deșeuri sau mai rău va pluti în ocean mii de ani. Nimeni nu știe cum va fi pământul sau oamenii peste mii de ani, dar sticla aceea de plastic va rămâne acolo. Așadar, de ce este bine să reciclăm? Reciclatul este transformarea deșeurilor în materiale și obiecte noi. E o alternativă la modul tradițional de aruncare a gunoiului, care poate economisi materiale și poate ajuta la reducerea emisiei de gaze. Reciclarea poate preveni risipa de materiale care pot fi utile și poate reduce consumul de materii prime. Astfel se reduce consumul de energie, poluarea aerului și a apei. Reciclarea este componenta cheie a reducerii deșeurilor și a treia componentă în ierarhia a reduce, a refolosi, a recicla. Deci reciclarea are ca scop susținerea mediului prin înlocuirea materiilor prime cu cele deja folosite și devenite deșeuri. Simbolul pentru reciclare are trei săgeți. Fiecare dintre ele simbolizează un pas în procesul de reciclare. Acești trei pași sunt colectarea materialelor reciclabile, cum ar fi cutiile de aluminiu și sticlele de plastic, procesarea materialelor vechi și crearea unor obiecte noi, cumpărarea obiectelor făcute din materiale reciclate. Așadar, gândiți-vă la posibilitățile de refolosire în alte scopuri ale unui obiect înainte de a-l arunca.